Vă salut! Așa cum v-am spus în videoclipul anterior, am revenit în același loc, numai că s-au cam schimbat puțin lucrurile. Apa a scăzut cam 2 metri față de cum am lăsat-o eu sâmbătă. În locul meu a venit neagaciu, n-a avut niciun crap, n-a luat niciun pește, decât două mrenuțe și o plătică, un caras, cam atât. Într-adevăr, a avut o ruptură, a avut o trăsătură de crab și l-a ținut, când l-a ținut, după aia a scăpat, i-a rupt forfacul, dar totuși foarte slab, adică nu mă așteptam să nu prindă. Acum vedem ce o face, poate nu o să fie o partidă de 2-3 zile, poate o să fie mai scurtă, cine știe, vedem. Cum fluctuează apa, vedem dacă avem sau nu trăsături, de asta depinde. Urați-ne fir întins și hai să-i dăm bătaie. Începem cu un crab la metod. Un drilus la crapulus. Mai zonă că ți-am spus că trebuie să dea. Hai, făcerul meu, hai. Mai strânge un pic ăla. Nu simt eu. Și ai grijă să nu... Ia să văd unde e bățul meu. Firul meu e un pic în stânga. M-a spus să-i că departe. Eu îi și spus să-i și acum zis, acum le încărcă. Ia mă să dau cu una departe. Da, da. Mare. Mai strânge un pic tamburul, că ți-l duce, te duce în bidoane. E mare, e frumos ăsta. Da, e mare. Da? E mare, e mare. Totul bine pe asta, că se pute. Ia să vedem. Se între. Are nimic. Lasă-l ușor. Vezi că e peste acum. Vai de. Hai, trebuie mai în mal și îi fă ce vrei tu. Lasă-l ușor. Adică și al meu a venit, ăla noaptea a venit. Ăla noaptea, știi cum era neagacile? A plecat mult și după aia venea singur către mal. Vezi că, vezi că vine înapoi, bă, printre ele. Venit după mine singur. Ce? Ia. Hai. Bagă-te un pic. E singur, de sub mie singur. Da, mă, da, și al meu a venit la fel. Stai să iau miciu. Ia, mare, ai noroc cu acelea, cine să-ți pierde de mare. Mă, scăpă, mă. Cum să scape, mă, vine singur. Așteaptă să mă bag eu mai jos. Presto la Ascension. Dar eu zic că nu e mare. Vezi că se duce încolo. Eu zic că e la 4 kg. Așa zic și eu. Ia stai. Stai să iau ăsta de aici. Mamă, dar gacile cu fiurile sunt bine de matale. Strânge fiurile la gaci, mă închide. E la mală? Ușor. Domnul Preston lucrează. Hai mă, să începem bine. Dacă îl scop, poți să fac și cortul. Deci dacă scot că apă, o să fac cortul, gata. A scăzut foarte mult apa. Neagaciu n-a mai avut niciodată. Decât o trăsătură a avut, n-a luat niciun pește. Adică niciun crap. În rest a luat două mrene. Hai că e frumos și el de nu vrea să scoată capul. Ia-te-l. Îl văzut. E frumos și el.
Stai că... Ce faci, mă? Stai, nu, Oliveria de. Da, da, în juvelic, mâine. Oliveria de. Da, să-l ușor. A venit la Kosovo, obosie. Lasă-l ușor. Nu. Ridică-l. Ia mă, că-l meu, că ăsta e... Păi dacă nu mi-l dai de acolo... Da. Aia. Îl dau? Da, acum... Dă-l, hai. Sau lasă, hai. Nu mă, lasă-mă. Ia-l. Stai, lasă-l, lasă, ia-l. Nu mai lung. Și de ce apă ăsta? Stai că se... Ia. Aaaa, nu faci manele de asta. Ridică un pic. Gata. A venit crapulus. Gata. Ia. Ia, Andy. Hai că e la 4 kg. 4 kg, opa. Vezi că o să-i fie. Hai că e bun. Foarte. E lux. E să fiți bine. O, nu mă speria. Vezi mă că vine, mă, trebuie să vină el. Chiar dacă a scăzut apa. A înțepat corespunzător în buta de jos. Ce-a avut să-și pe asta? Bandul? Nu mai știu. Păi să-și că ai două, să-și că nu-l mai scot. Bandul și porul, nu știu ce-a avut să-i pe asta. Cred că bandul, mă. Ia vezi, are ochii verzi sau albași? Pe late? Ca mine verzi, pe spini. Bandul. Cunosc acum. Ia. E bandul. Ia. De la verde, a? Sănătos, frumos, lunguieț. Hai, pe el. Pane, agaciule! Da. Pa! Uite, te prinsă-i. E greșeală. Ia uite ce facem. Masa. Prânzul. Vă bagă la loc. Asta e prânzul. Îi facem mai târziu. Curățăm frumos. Făină de mălai cu făină albă. Băgăm la sare și dăm cu ei în tigaie. Poate mai dă și crap. Până atunci. Ne jucăm. Sari. Da, da. Vine altul. Crap să vină altul. Hop. Legaciule, cred că n-asta aici o las. Ce? Cred că n-asta aici o las. Da. Hai. Am curățat niște obleți. Dăm cu ei la tigaie. Le dăm sare. Așa. Îi lăsăm o jumătate de oră și după aia îi facem la tigaie frumos. Să vezi ce mâncăm de seară. Dacă nu prindem crab, măcar să prindem oblet să mâncăm. Gata, închidem punga și la foc cu ei. O să facem 3 mix. O să punem și super carb green. 3 mânuțe. Și o să adăugăm și niște peleți.
Mai pun un pic rin. O mână de peleți. O mână, două de peleți. Deci cam în total la 900 de grame de 3 mix, cam 3-4 mâini de grin și 4-5 mâini de peleți. Procesul știți. Adăugăm apă treptat. V-am arătat în fiecare videoclip. Și încercăm cu una de asta. Avem și altele la noi, dacă nu vrea, facem și altceva. Hai că a intrat un crap. Sper să-l și scoatem. Trăsătură frumoasă. Lăsăm ușor. Eu zic care e cincea. Hai tata, hai la mincioc. Vezi pe aia pe care să știu că e departe. Știi că zis așa? Nu mai știu ce zis ai. Așa cred că vine. E pe după. E după ambele. Dar toți mi-au făcut așa, care mi-au dat acolo în stânga. Pe sob iar, nu? Ce bună, uite-te unde se bagă. Mamă, ce mare e. Ha? Hai, ce frumos e. Te duci acolo, că nu te las. Te scos sau ți-l iau eu? Unde scos? Tot la fel. Ha? E tot la fel, tot la fel, fă-ți-o. Zici că n-are 5. Fă-ți-o astuia, ia să vedem. Ah, ăla e. Fă-ți-o. E fă-ți-o. Uite și cu bulețul în gură. Opa, așa. S-a marcat. Se că e fă-ți-o. Arată cu buletul din gură, mă. O bandă de latex. Wild cum? Ia. Ia uite. Ia uite. Vai, ce rău se prinsă. Adică nu se prinsă rău, da? Nu mai scăpa. Mamă, ia-l.
să fac? Uite-te și tu consulatul ăsta. Hai altă acum, hai. Că e caldă. De cum stă nada? Păi las de altul, să nu mai oprim filmarea. Ia arată cum stă nada. Cât are? O jumătate de oră, sigur. Ha? De când plecăm noi să luăm lemne. Nu știu. Ia, tată. Ha? De Dunăre, frumos. Unde avem o stață? Faci două poze. Ba da, o avea ascunsă. Am improvizat aici cu două lemne pentru că avem butelie, dar nu avem capul. E doar capul de la încălzitor. Da, ne descurcăm. Facem niște aripioare, iar după aceea peștii i-am sărat. Dăm cu ei în tigaie și avem poftă bună. O să vă arăt ce rezultate final. Avem aici cap. Avem capul. Capul vine și el, da. Hai, târziu un pic. Ne gospodărim. Dacă am uitat buteria, ne chinuim, da. Făcut o tigaie, prima tigaie. Avem și niște aripioare. Mangiare. Un mușdei. Niște vinete. Mai urmează. Deocamdată atât în seara asta. Mă scoate mai mult că n-are rost. Hai să avem poftă. A venit seara și e timpul să-i dăm boabe. O găleată mare, mare de boabe. Cred că sunt 15 sau 20 de kilograme. Avem și mănușa pregătită. Intru cu bărcuța aia mică și îi dăm bătaie. Poate la noapte, când o să fie liniște, o să mai dea câte unul. Sper. Băi, dă-i și mai în stângă la ale mele! Friguț afară. Noaptea asta spre dimineață o să fie iar 2 grade. Acum sunt 6. E bine că avem foc. Uite ce mâneană frumoasă intră. Are în jur la vreo 2 kg. Tot pe cubulețul ăla de mamăligă, cum îi zic eu. Foarte, foarte bătăioasă. La scurt timp, după ce am luat mreana, a venit și dinozaurul. Asta are în jur de 6,5 kg, 7. Pe același băț, incredibil. Hai că n-am fost frig. Deci așa frig n-am mai luat de mult. Ia. Apa n-a înghețat încă în sticlă, dar... Uite geamurile cum sunt. Frig de tot, frig.
Vreau cu focul ăsta, că altfel... În mașină îmi petreceam toată noaptea. A peste, na. Na. Da, o punem în suc, da. Ai, fric, fric rău. Nu. Și se par mai. Să ne alunici. Operațiunea băgatul boabelor. Băgăm boabele cam la 5 metri mai înspre mal, față de bidon. Dacă azi noapte am avut un crap și o mureană notabilă, o mureană notabilă frumoasă, la 2 kg, poate peste 2 kg, astăzi pe zi până acum nimic. Am avut o trăsătură pe bățul ăla, mi-a luat fir, am avut acu cam mic și nu s-a înțepat. Băiatul prin dobleți. Dacă asta am învățat. Las că ai văzut ce bune au fost aseară, a? Până acum asta a fost montura câștigătoare. Momitor de 80 de grame de la Fidelix și un Wild Cube pe bandă. Acum am scos-o din apă, de aia arată așa, n-am pus bine banda pe el înapoi. Deci pe asta am luat doi crapi și mreana aia mai mare. Că am luat și una mai mică de pe albăț. Deci momitor, Wild Cube pe bandă, Super Mix Pellet, Super Green și 3 mix. Nu mai am punga, am aruncat-o. Asta e câștigătoarea. Hai să vă arăt cum se echilibrează Wild Cube-ul cu un cârlig de 8 de 10, 8 și de 10. Ia uitați. Se vede cârligul stă exact în cioc. Se echilibrează perfect. Deci, am spus. Până acum asta a fost montura câștigătoare. Că băiatul mă părăsește. A stat și el 24 de ore. Ia uite aici, plătică. Uite ce plătică mare. Și un crap.
Și mulți obleți. Și mulți obleți. Frumos. Mulțumit de partidă. Păi da. Ha? Se putea și mai rău. Se putea și mai rău, da. Tot timpul e loc de mai bine, dar chiar se putea și mai rău, ai dreptate. Mă? Pune-l frumos. Stai cu minte copilul, tata. Din nou. Da, doar să ții de barcă. Din nou intru. Nu, e ok. Din nou intru să băgăm niște boabe. Că azi n-a fost ce trebuie. O să o duc în mașină. Da, o e. Să mă calpe pe aici. Îți mulțumesc, o să fie cu... De seară, la noapte, prindem până când pleci. Prindem până la ora 2. Măcar să simt și-o drill-ul ăla, că n-am simțit în viața mea. Hai că vedem. Dacă în prima seară am făcut niște aripioare și obleți, în a doua seară facem niște cârnăciuri. Numai că am schimbat partenerul. Andy m-a părăsit. N-am mai putut să stea. Cu niște ceapă, cu usturoi. Eu zic că merge bine. Așa e? De vis chiar. Dacă mai dă și un pește, e deja bonus. Da. Hai, bună dimineața. Tot la foc stau, că e friguț afară. Și noaptea asta a înghețat apa îngăleată. Foarte, foarte frig. De ieri dimineață n-am mai avut nicio trăsătură. Deci nici măcar plătică sau altceva, nimic. Le plimbă apa stânga, dreapta, întoarce aici, de-aia mai semnalizează și senzorii. Așa că mai stau 3-4 ore și o iau spre casă. Deci asta a fost partida, astea sunt capturile, asta e unul mai frumușel. 2 crapi, o mreană, 3-4 mrene și o plătică pe care le-am eliberat. Așa cum v-am spus și în videoclipul anterior, am nevoie de o abonare din partea noastră, am nevoie de o distribuire la postare. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le lăsați în comentarii și o să vă răspund cu mare drag. Deci ce să vă mai zic, o partidă grea. Până data viitoare, vă doresc sănătate, numai bine, fire întinse și nu uitați să vă abonați.